Astăzi, studenții din Slatina au experimentat ce înseamnă să conduci o afacere bazată pe agricultură, ei promovându-și produsele, printre care vinuri autohtone, dulcețuri și produse din carne, în cadrul unui examen aplicat la marketing. Împărțiți în echipe, studenții au avut posibilitatea să experimenteze ce înseamnă să conduc o afacere proprie bazată pe un produs tradițional, dar și pe un ingredient de bază. Păstrăm tradiția legată de examenul nostru de agromarketing pentru anul al treilea. Ei deja au parcurs repere legate de marketing. Iată acum o specializare a acestuia în agromarketing și vin în fața unui auditoriu, în fața unei audiențe pentru a prezenta produse pe care le pun într-o grilă de marketing. Este foarte importantă această dinamică pentru că încurajează lucrul în echipă și mai ales racordarea la o piață, la o viitoare piață, cu produse care sunt tradiționale, care sunt locale și care îi pun în această situație de a reprezenta cu mândrie facultatea noastră. Pe lângă ideea originală a examenului, important a fost și modul în care studenții au ales să-și prezinte produsele. Unii au pus în valoare un fruct sau o legumă și au construit întregul stand pe acesta. Noi avem un restaurant și felul nostru principal sunt sarmalele, cam deată aici, pâinica noastră și ca desert avem pandispanul cu vișine, mămăliga care nu lipsește normal și smântâna cu ardeiul iute. Pentru astăzi am avut de pregătit usturoi, am înființat o firmă Fălcăiu Fines, preparate din usturoi cu ajutorul usturoiului sau usturoi simplu. Care este ingredientul principal? Merele, doamnă. Mărul este. Ce ați pregătit pentru examen? Am pregătit acest stand împreună cu colegii mei, care suntem, am pus suflet. Am adus încă de la produsul natural, cât și de procesarea care a venit din partea produsului. Vă putem arăta aici suc de mere, cunoscut de toată lumea, chiar din copilărie, ca toți noi ceilalți. Dulceața de mere, este tarta de mere, avem aici, avem un tort de mere și o țuică de mere, o palincă, cum e bine cunoscută la nivel național, dar și în zona noastră a Olteniei. Au fost 9 echipe și temele au fost la alegerea studenților. Fiecare student a avut de realizat un produs agroalimentar tradițional din zona județului Olt, pe care a trebuit să-l customizeze în funcție de anumite caracteristici pe care le-am învățat la partea de curs. Urmărim ca studenții noștri să intre în partea de producție, să poată să-și producă singuri anumite produse care sunt cerute pe piața agroalimentară din județul Olt, precum și din afara județului Olt. Acest examen le dă șansa studenților de a-și dezvolta atât spiritul antreprenorial, cât și simțul vânzărilor, lucru care un examen de tip clasic nu le-ar fi dat aceleași șanse. Și există și exemple de reușită. Victor Radu este fost student al USAMV care a reușit. M-a ajutat foarte mult ca să-mi aduc activitatea ce o desfășor astăzi la un anumit nivel, în sensul că producem o categorie diversificată, bogată de legume și reușim de cele mai multe ori să le vindem cu succes, dar mai ales cu prețurile pe care noi le considerăm corecte. Fiecare proiect a fost notat de o comisie, dar cea mai importantă este pregătirea pentru o astfel de afacere.